Max, înainte de a vorbi propriu-zis despre joc, felicitări pentru că, dacă nu mă înșel, se fac vreo 2 ani de când n-ai mai pierdut niciun meci în Liga 3. Da. Pe 8 noiembrie se fac 2 ani de când n-am pierdut la Liga 3, de când antrenez la seniori. Dar nu mi-am făcut un cel sau un obiectiv din... Da, chiar vorbeam și cu Bogdan și pe data de 8 se fac 2 ani. Astăzi, prima echipă care marchează 2 goluri la Hunedoara, nu-mi place să scot neapărat defectele în evidență, dar e un eveniment și acesta, o echipă care a arătat azi destul de bine, arțăgoasă, și care pe final a pus ceva probleme. Dacă ne uităm pe linia lor de clasament, chiar vă invit să vă uitați, au meciurile pierdute 1-0, 3-2, 3-2 cu noi în tur, 3-2 la Cugir, 2-1. Da. Sunt o echipă atletică, mie chiar mi-au plăcut. I-am văzut în 2 meciuri o echipă arțăgoasă, cu talie, îți pun probleme la faze fixe, am discutat toată săptămâna, iată, ne-au dat gol în minutul 2 din fază fixă. După aspectul jocului, nu cred că se punea problema învingătoarei. La 3-1 le-am făcut și acel cadou cu un penalti, cum ne place nouă să trăim meciurile cu intensitate, dar pe ansamblu am fost mulțumit. Și terenul, puțin greoi săptămâna trecută, am făcut antrenamente pe terenul 2 și asta ne-a îngreunat puțin procesul de pregătire, dar una peste alta sunt fericit. Am văzut că au forțat ușor pe partea lui Damota, care astăzi a jucat, să spunem, funda stânga, cumva. Chiar dacă știu că ai jucat cu 3. Da. Am, din păcate, Trășcan s-a accidentat joi la antrenament. A fost singura opțiune de picior stâng acolo pentru fundaș stânga. El și-a făcut jocul foarte, foarte bine. A dat și pas de gol. Are niște probleme, astea sunt niște deprinderi de mijlocaș, se duce atacă decisiv, dar eu consider că și-a făcut treaba la meciul de azi. Dincolo de asta, trebuie remarcat și Mogoș cu o dublă, a reușit din nou să marcheze de la distanță, și Petre Simon, care cred că deja este o certitudine, e la golul 7. Toți antării au contribuit la victorie, își aduc aportul, tot asta le spun și băieții cu experiență, că au încredere în ei, tot timpul îi laudă, tot timpul îi susțin, au calități, dar, cum le spuneam, trebuie la fiecare meci să-ți etalezi talentul sau calitatea pe care o ai, trebuie să o arăți la meci. Că degeaba știm noi în vestiar că ai calitate. Sunt copii cu calitate, Mogoș chiar mă bucură, are un șut foarte bun de la distanță și până să marcheze la Ungheni, dacă vă aduceți aminte, a fost grăbit, a avut tot timpul 2-3 șuturi pe repriză, dar mă bucură și aspectul acesta că marcăm și de la distanță. Cu sau fără spectatori, sunt doar victorii pe linia acasă. Spectatorii, suporterii noștri au fost dincolo de gard, au fost alături, i-am simțit și cu fumigene și cu încurajări. Din păcate, astea sunt vremurile, n-avem ce să discutăm mai mult.